Universitatea Craiova acuză, de exemplu, lovitura de la 11 metri, care este foarte importantă, pentru că acolo se lupre echilibru pe tabelă. FCSB deschide scorul. E această teorie susținută de Universitatea Craiova și de mulți alți oameni că lovitura de la 11 metri a fost acordată incorrect, deși vedem toți că mingea lovește în mână, clar, cu o mână destul de depărtată de corp pe jucătorul de la Universitatea Craiova, pentru că, în prealabil, mingea a atins piciorul jucătorului de la Craiova și atunci nu ar fi trebuit, în acea fază, să se dicteze lovitura de la 11 metri. Pentru o bună înțelegere a fazei, am să te corectez un pic și am să spun că se vede clar cum mâna lovește mingea. De ce este important acest aspect? Pentru că atunci când arbitru analizează o fază, și mă refer în special la cei din camera VAR care aveau timp să pună cu încetinitorul și să vadă în toate unghiurile, arbitru într-o fracțiune de secundă, e posibil în viteză să nu vadă, ei se uită la acest aspect care este menționat în legile jocului și anume dacă mingea se duce către mână sau mâna către minge. Acesta este un factor diferențiator între o decizie de a acorda hands sau a nu acorda hands. În situația de fază am și văzut relorile pe care le-a prezentat Cătălin Popa lui Marcel Bârsan, în urma căruia el a decis, în urma cărora el a decis să vadă să acorde penalti, și exact acest aspect a fost prezentat de către Cătălin Popa, faptul că mâna fundașului de la Craiova se duce către minge și o lovește cu mâna. Deci nu mingea lovește mâna, ci mâna lovește mingea. Aici se face diferența la faze de genul acesta. Avem o situație aceasta care, într-adevăr, eu înțeleg frustrarea clubului, pentru că vine exact în momentul cel mai prost, în prelungirile primei reprize, după o repriză, aș spune, echilibrată, în care au fost ocazii mari, a fost ocazia lui Mitriță singur cu portarul, au avut și cei de la FCSB niște ocazii destul de importante, dar meciul așa de luptă și de răutate așa în joc a fost destul de echilibrat până la acel moment. Și apoi a venit și golul 2 și așa mai departe. Și de aici poate să apară și această frustrare a lor. Dar, din punct de vedere regulamentar, arbitrii au procedat corect și în final s-a luat decizia corectă de a acorda lovitura de 11 metri pentru hands. Mihai, nu vreau să decantăm așa apele, Marius cu arbitrajul, tu cu chestiunile legate de tactică și de felul în care se joacă, și dacă vrei să ne spui opinia ta legată sau nemulțumirea ta despre cum se interpretează în general hands-ul în careu, pentru că asta cred că este cea mai mare nemulțumire în acest moment în fotbal în general, legat de felul în care arbitrii judecă momente foarte importante, ești liber să le explici. Într-adevăr, în careu interpretarea fiecărui arbitru este diferită și de aceea sunt foarte multe controverse, pentru că ar trebui să fie chiar, nu știu, părerea mea și arbitrii între ei ar trebui să fie o decizie, ajungem, nu știu, unitară cât de cât. Adică sunt prea multe. Dialogul este fracturat chiar între arbitrii din aceeași brigadă și există o situație la. Da, sunt prea multe păreri, prea multe. Trebuie să se ia niște decizii. Domnule, exact când eu știam și cel puțin cât am citit eu regulamentul de arbitraj, când atingi mingea în mod voit cu mâna, atunci este penaltă. Deci în mod voit, ceea ce declara și Marius un pic mai devreme, domnule, mingea se îndreaptă, mâna jucătorului se îndreaptă spre mingea. Un regulament, dar cu paginile îngălbenite. Da, dar era o chestie, mi se părea o chestie logică. Adică și atunci când vezi că e în mod voit, adică când se duce spre minge sau încearcă să oprească o acțiune iminentă sau ceva, ok. Dar aici sunt atât de multe, că avea degetul mai sus, că avea unghia un pic mai în la spate, că avea mâna. Fi refuzat acordarea acestei lovituri de la 11 metri? Nu, care... nu. Este clar, din punctul meu de vedere, există o intenție. Adică se vede cum se duce și cu corpul și cu mâna spre minge. Din punctul meu de vedere, cred că acesta este penalti. Dar de asta spun, cred că și cu siguranță se vorbește la întrunirile arbitrilor și între ei, ar trebui să fie mai în orice decizie, chiar dacă, ok, spune legea, FIFA, UEFA, bun, domne, dacă se întâmplă asta, sunt 1001 de faze, cu siguranță le pot vedea și ei, uite, la fazele astea luăm 10 calupuri de faze, în general trebuie să dăm așa. Toți, adică să mergem pe o chestie pentru că sunt prea multe interpretări. Chiar Vasara s-a mai făcut astfel de, chiar și cu jurnaliștii au fost invitați jurnaliști să participe la astfel de întâlniri. Și nu mai înțelegi nimic. Care se încearcă o explicare a anumitor situații de joc și astfel să înțelegem cu toții într-un anumit exact fel
felul în care este se... lupta celor de la FIFA și UEFA de ani de zile de a, apropo de ce spunea Mihai, de a uniformiza deciziile arbitrilor pe teren, de a fi în această fază să se ia această decizie și în România, și în Champions League, exact, Marius, și în Spania, și în Franța. Marius, știi care ar trebui să fie lupta? Uniformizarea modul în care văd arbitrii fazele, exact, când se întâmplă în careul lui Real Madrid, când se întâmplă în careul lui Las Palmas, exact, când se întâmplă în careul lui Academica Princeni, când se întâmplă, da, în careul lui FCSB sau CFR Cluj. Asta este lupta care, da, da, pe care ar trebui să o ducă UEFA și FIFA. Dar apropo tot de ce spunea Mihai mai devreme, litera legii este una. Dar ca orice lege, există norme de aplicare. Corect. Acele corect norme de aplicare, în general, sunt acele instrucțiuni pe care le primesc arbitrii la cursuri. Și lor li se spune, uitați ce scrie aici în litera legii. Scrie așa, și acum am să vă citez exact referitor la faza aceasta. Scrie, joacă mingea în mod deliberat cu mâna, inclusiv când mâna se duce către minge. Da? Pare un pic neclar, pare un pic ok și ce înseamnă deliberat, nedeliberat, dar faptul că e specific acolo, inclusiv când mâna se duce către minge, UEFA vine cu instrucțiuni cu aceste norme de aplicare și prezintă arbitrilor faze. Zice, uite, la această fază în care vezi că mâna se duce către minge, penalti. La această fază în care vezi cu mâinile așa, penalti. Păi stați puțin că nu e deliberat. Nu e deliberat, n-ai de unde să știi că nu intri în mintea jucătorului, dar faptul că fundașul stă cu mâinile în sus s-a expus și atunci noi considerăm că trebuie să dai penalti la această fază. Marbata, care mi-a fost și instructor la UEFA, îmi spunea, îl întrebam același lucru, pentru că noi aveam controverse și noi despre hands-uri și îl întrebam când e hands și nu e hands. Și el foarte drăguț mi-a explicat hands, nu e hands. Deci da, faptul că un jucător își mărește suprafața corpului cu brațele și într-un fel obține și un avantaj din chestia asta și îi vine mâna într-o poziție, îi vine mingea în mână, da, dintr-o deci poziție, chiar și, este foarte chiar delicată și această teorie asta, care da? Sună bine, poate fi negată de o anumită dinamică a jocului. Biomecanică. Trebuie să eliminăm total tackling-ul din careu, ceea ce mi se pare absurd, pentru că jocul trebuie să fie la fel totuși cum a fost și până acum, cu tackling-uri, cu sărituri la cap, atunci când îți păstrezi echilibrul în aer, trebuie să ții mâinile într-un anumit fel, nu poți să sari așa la absolut, cap. Absolut. Asta depinde de arbitru și de interpretarea lui uneori. Da. Dincolo de această discuție, desigur, importantă legată de acest penalty, cum ți s-a părut balanța între cele două echipe la FCSB Bucureștiu? Clar, FCSB a fost net superior din punctul meu de vedere. La Craiova chiar am mai auzit anumite puncte de vedere, meci echilibrat, prima repriză, ok, ca și determinare, ca și răutate, da, dar foarte multe greșeli și prima repriză, de a pasa, de, nu știu, și atunci, deci FCSB, poate primele 20 de minute, într-adevăr, n-a avut un joc foarte bun, dar mi s-a părut echipa mai puternică, echipa clar superioară din toate punctele de vedere și m-a surprins foarte mult din punct de vedere tactic Craiova. Adică n-am văzut o anumită abordare tactică clară. Nu știu, s-a schimbat sistemul, 3-5-2, ok, dar nu s-a jucat cu un atacant veritabil care să poată. Ai avut pe bancă pe Colici, pe Marcovici, Ivan, nu știu, nici nu știu dacă a făcut parte din lot. Și în sistemul ăsta 3-5-2 poate să joace și Ivan acolo. Și a jucat cu Câmpanu, cu Mitriță, cu Bayram, adică niște mijlocași laterali. Ții doi atacanți pe bancă, ok, 3-5-2 fără atacant, bun, dar atunci ajungi mai mult, cu mai mulți jucători în fața liniei porții sau în fața porții ca să poți să dai gol. Nu știu, n-am văzut o dinamică clară, un plan tactic după care să se respecte. A fost ceva haotic și cred că și de aceea FCSB a părut mult mai bună față de Universitatea Craiova. Asta mi se pare un extraordinar paradox care se desprinde din această analiză, care altfel mi se pare ok a lui Mihai. Și anume, avem o echipă condusă de un antrenor care a fost, cred că și în Champions League cu Ludogoreț, oricum a reușit lucruri formidabile și a fost și la alte echipe importante. Și aici avem haos. Și dincolo avem o echipă antrenată de Gigi Becali, se spune, da? Sigur, acesta este folclorul în acest moment în fotbal, dar care pare mult mai organizată. Nu e un paradox lucrul acesta? Da. Sigur că acolo sunt niște colaboratori lui Gigi Becali, Elias Caralambus, Mihai Pintilii, echipa care este antrenată de către cei care ei antrenează echipa. Dar, totuși,
E, mi se pare abuzant să vedem că echipa lui Becali este mai coerentă în joc, mai ordonată, exact, să zicem așa, decât echipa lui Petev, care are o cu totul altă statură în fotbal. Pentru că, din punct de vedere valoric, ambele echipe, adică nu pot să spun că echipa, jucătorii celor de la Craiova sunt inferiori celor de la FCSB, nu. De aceea spun, adică când ai un balanț... Merge chiar mai departe. Exact. Spune că sunt superiori. Exact. Sunt anumite posturi, poate, în care au superioritate. Și aici mă refer, bancul, jucător de echipă națională, și mai sunt și o linie de mijloc destul de bună și